Ați fost receptiv la invitația Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite. V-am convocat la o adunare generală ONU specială și de urgență, pentru că a apărut o problemă oarecum care ne afectează pe fiecare țară în parte. De aceea v-am și invitat ca să avem o discuție diplomatică privitor la problema care a izbucnit recent. Merge vorba despre problema Ucrainei și anume un conflict armat în această țară. De ce spun armat? Pentru că am primit niște materiale care îmi permit să zic lucrul acesta. Înainte de a începe a discuta privitor la această problemă, vreau să facem prezența fiecărei țări și a reprezentantului acesteia, dacă îmi permiteți. Avem aici secretarul general, Cristina Frățescu. De la Republica Moldova avem pe Cristina Cretoru. Franța este reprezentată astăzi de Nicolae Orban. Germania de Michaela Mai. Statele Unite ale Americii, Dorel Adam. Marea Britanie, Sergiu Elemenco. Coreea de Nord, Lucia Chiriță. Ungaria, Petra Candaci. Polonia, Alina Dori. Bine v-am găsit. China, Paraskovia Karp. Belgia, Mariana Soltus. Grecia, Tatiana Cucoș. Bună ziua! Rusia, Ioan Cucerescu. Bună ziua! România, Elena Ciobanu. Bună ziua! Ucraina, Popovici Constantin Răzvan. Bună ziua! Georgia, Cozaru Gheorghe. Și atâtea țări, avem 15 la urmă. Bine, spuneam de niște materiale care arată că există un conflict în interiorul Ucrainei. Dacă îmi permiteți,